Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu știu mai mult despre omul ăsta care a gătit. Ce? Cum o să merite. Da, mă, dar noi nu știm cine a gătit. Eu știu. Aaaa. Păi da, da. Și merită. Nu pot să vă zic mai mult, dar eu vă zic că 3 de aur merită. O să vedeți. M-a pus pe gânduri, să fiu sincer, m-a pus pe gânduri. Mamă. Hai să votăm. Foarte tare. Salutare, dragilor! Salut! Vreau să spun că am râs acolo în spate de m-am spart. Și eu m-am gândit că la cum ai gătit, sigur că ai destul umor. Eu sunt Avram Iancu, bibliotecarul sportiv de la Petroșani, înotătorul în apă deschisă. Cât de mișto! Și te cheamă Avram Iancu? Da, chiar așa. Și bibliotecar. Mai există meseria asta? Da, bineînțeles. Vine lumea mai împrumută cărți? Deci nu doar că există, dar meseria asta chiar schimbă vieți. Apa înseamnă viață, asta pentru că sunteți înotător? Da, în apă deschisă. În apă deschisă. Ce adică înseamnă apă deschisă? Apă deschisă înseamnă lacuri, râuri, oceane, mări. Adică nu piscină. Dar da, în ce direcție, în ce sens? Spre exemplu, eu am citit o carte, apropo de bibliotecă, ca să vedeți în ce fel lectura schimbă viața omului. O istorie foarte frumoasă a unui soldat din armata franceză, care a pierdut bătălia de la Waterloo și în locul deportării a ales să facă ceva nebunesc și anume să traverseze în not canalul Mânecii să-și câștige libertatea. Ori eu am fost foarte impresionat de povestea lui, am descoperit că în 200 de ani de traversare în not a canalului Mânecii nu a traversat niciun român, deși erau deja 900 de notători în lume, reprezentanța 60 de țări și coroborat așa cu numele meu, parcă nu m-am simțit ok să știu că noi românii nu avem niciun reprezentant. Aveam 38 de ani când am citit această poveste, dar bineînțeles că a trebuit să cântăresc foarte bine dacă pot sau nu să traversez în not celebrul canal, pentru că este foarte greu. Condițiile de acolo sunt foarte dificile și în 2014 anunțam că în premieră națională voi traversa în not canalul Mânecii. Au fost mai multe tentative, de 3 ori nu am reușit. Este foarte dificil să înoți atâtea ore și atâția kilometri într-o apă care nu depășește o temperatură de 17-18 grade, dar este foarte importantă motivația. Am perseverat de fiecare dată și am simțit o rezonanță a ceea ce fac eu în sufletele compatrioților mei și în sufletele celor din familia mea, că am și o familie minunată, o soție și trei fetițe care au fost alături de mine și am făcut tot posibilul ca să ajung. Și am reușit din a patra încercare. Felicitări. După aproape 18 ore de not, mulțumesc. Mama, 18 ore de not? Da, 17 ore 54 de minute de înot în continuu, străbătând 62 de kilometri. Din cele 17 ore și 54 de minute, 6 ore au fost în bezna nopții, în valuri foarte mari. Nu este ușor, dar vedeam drapelul patriei noastre care arbora la vaporul englezesc care mă însoțea și am reușit să înfig, dacă pot să spun așa, drapelul patriei noastre pe țărmul Franței. Cât a durat antrenamentul, mă interesează pe mine? Foarte mult, mai mult de 6 luni. Am luat toate lacurile din țară în not, în mod progresiv și am traversat până la urmă canalul Mânecii. După aceea, un an mai târziu, am înotat toată Dunărea, de la izvoare până la vărsare. Wow. A constituit o premieră. Toată Dunărea? Da, în 89 de zile. Nu pot să cred. Da, după ce am recitit o altă carte în bibliotecă, și anume Pilotul de pe Dunăre a lui Jules Verne, o poveste fabuloasă în care personajul principal străbate tot cursul Dunării într-o barcă simplă, mi-am propus o altă provocare și m-am gândit că ar fi excelent să dau viață acestui roman, dar într-un alt fel. Și cu ocazia faptului că România sărbătorea 10 ani de când intrase în Uniunea Europeană, am luat la not întregul fluviu de la Donau Eschingen
Și după 89 de zile de not în continuu, adică fără nicio zi de pauză, am reușit să ajung la Sulina, fără costum de neopren. Au mai fost înainte doi pământeni care au notat cu costum de neopren, unul cu costum de neopren și labe de not și o canadiancă doar cu costum de neopren, dar fără labe de not. Și românul Avram Iancu a venit să arate că ADN-ul românesc este foarte puternic și că se poate și fără costum de neopren. Stabilind o premieră mondială și americanii de la World Water Swimming Association chiar au făcut o nominalizare istorică pentru România. Avram Iancu, Man of the Year în anul 2017 în lume. Și foarte tare că e Avram Iancu. Da, exact. Este frumos. Eu acum vreau să te întreb o chestie, pentru că eu am făcut un not de performanță când eram mic, am făcut și polo, am făcut natație și știu ce înseamnă antrenamentul. Puțin, puțin a făcut, puțin. Consumă multă energie, ai nevoie să mănânci mai mult. Așa. Cum ai reușit 89 de zile să traversezi Dunărea? Ce ai mâncat în perioada asta? Am mâncat în primul rând ceea ce mănâncă orice om normal, dar alimentul de bază care pe mine mă ajută foarte mult și fără de care nu plec de acasă este shake cu protein din sămânță de cânepă. Este absolut fabulos. De sămânță de cânepă, de aici ați luat energia. Da. Și așa cam câte calorii consumai? Dar să zicem la canalul Mâneci. Peste 5.000 de calorii într-o zi. Când am înotat toată Dunărea, am scăzut 10 kg în greutate. Vă imaginați că în 89 de zile vremea și-a făcut ciclul ei. Am dat de soare foarte puternic, am dat de furtuni, am dat de ploi, de revărsări de ape. Am trecut prin tot felul de trăiri și am realizat că a parcurge un fluviu este ca și viața și viața este ca parcurgerea unui fluviu. Și în viață nu este întotdeauna numai soare, există și nori, există și furtuni, dar ceea ce am învățat a fost că trebuie să am răbdare, că atunci când este rău, acest lucru va trece și vor veni și zile cu soare, iar când a fost soare și frumos, știam că nu va dura o veșnicie așa și mă bucuram de ceea ce este. Dar nu m-am oprit nici aici, în anul următor, în anul centenarului Marii Uniri, am continuat povestea și din punct de vedere geografic și spiritual. Am înotat de la kilometru zero al fluviului de la Sulina până la Istanbul. De ce acolo? Pentru că noi am avut de-a lungul istoriei foarte multe întâlniri cu prietenii noștri turci și ne aducem aminte că am avut și un episod mai trist în care Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi au fost practic decapitați și trupurile lor au fost aruncate chiar în strâmtoarea Bosfor. Și am vrut să not înspre acolo și întreaga strâmtoare Bosfor, Marea Neagră pe lățime înaltă. De 60 de zile. Nu pot să cred. Așa că îmi place foarte mult. 60 de zile. Și cum a venit vreo barcă după tine? Nu. Înotam de-a lungul țărmului. De-a lungul țărmului. Seara ieșeam la mal, ridicam porturile și dormeam. Iar dimineața, am avut... Au echipă. Echipă, caiaciști, bărci, echipă de suport terestru. Nimic măresc nu se poate realiza ușor și nimic măresc nu se poate realiza singur. Întotdeauna am avut în spate o echipă. Le mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine în acești ani. Mulțumesc tuturor susținătorilor. În aceste ore pe care le parcurgi, odată la cât faci pauză? La noturile oficiale, cum a fost la canalul Așa. Mânecii sau pe Dunăre... Ieșeam la 3-4 ore, ieșeam pe țărm, și mâncam. Câte ore trebuie să nosi pe zi? Undeva la 7-8-9 ore pe Fără zi. Fără oprire? La canalul Mâneci am notat în continuu, 17 ore 54 Hai să transformăm un pic în kilometri, ca să ne dăm seama că noi nu mergem pe jos cât ați notat dumneavoastră. Adică... Băi, cum o să nosi 17 ore? Am înotat 36 de ore și 28 de minute cel mai mult, fără oprire. Oprire, da. 36 de ore? Exact, cu observatorii. Adică am înotat de la Pojojena și până la porțile de fier 1, fără oprire, o zi jumate. Nu două zile și o noapte. Adică, să credeți. Numai în apă? Numai în apă, fără să atingi niciun fel de caiac, barcă. N-ai mâncat, n-ai băut. Ți se aruncă din barcă un bidon cu lichid energizant sau cu mâncare pasată, bați apa, ah, okay. 10-20 de secunde te alimentezi, dai drumul la bidon și
pleci mai departe. Hai de mine, mă. Foarte tare. O zi jumătate. Foarte tare, frate. Azi, pe mine și acum am impresionat după ce-l cunosc, că am o stare așa când îl aud. Da, și, bă, și pe mine, pe mine eu am făcut parte și din barca lui și l-am văzut la fața locului, știi? Adică mă impresionat, zici că s-a născut în lună. Și ce pot să vă spun, o săptămână de zile după această aventură simțeam de 10 ori mai pronunțat gustul mâncării, deci... Eram extenuat din toate punctele de vedere. Alimentația joacă un rol important și de asta am venit, dragilor, la acest concurs. Eu am venit să vă văd. Asta foarte tare. 36 de ori stai în apă să înoți jos pălăria. De la ce vârstă ați început să faceți asta? În 2014, în 2013 am citit cartea respectivă. Da. Este un pericol în momentul în care mă apuc să citesc o carte la locul de muncă, pentru că nu se știe ce idei mai vin. De-aia nu citești călătesul cărți. Și ce cărți aveți în mână? Cine știe ce direcție? E, aici e o chestiune cu cărțile astea. Am scris în 2019 o carte, Schimbarea ești tu, se intitulează, și v-am adus și vouă câte un exemplar cadou să aveți amintire de la acest... Mulțumesc frumos! Cu mare drag! Mulțumim mult! Mulțumesc foarte mult! Dar eu vreau să vă întreb, până să apară această poveste în viața noastră cu notul... Ce pasiune ați avut? Că deci am un background sportiv. Am un background sportiv. De la 10 la 14 ani am făcut tenis de masă la un nivel destul de mare. De la 14 la 20 de ani am făcut karate Kyokushin și în 95 am fost campion al României la karate Kyokushin. Adică știu pic de bătaie. Da. Așa, și după aceea am fost atras de sporturile non-contact și m-am apucat de not, ciclism și alergare. Da, am fost și la celebra cursă de la Cercul Polar. Participarea mea la cursa de la Cercul Polar, eu aș spune că este o nebunie. Nu mai eram în elementul meu în apă. Mi-a trecut prin minte o întrebare. Mai oare un om care înoată mii de kilometri ar putea să termine și o astfel de cursă extremă? Și m-am dus, am luat și această decizie și nu-mi pare rău că am făcut lucrul acesta, pentru că mi-am găsit răspunsul la întrebare. Da, am putut și eu să termin această cursă și mă bucur că am reușit chiar să urc pe podiumul acestei competiții. Doamne, sunteți mult prea modest și mult prea umil pentru toate lucrurile pe care le-ați obținut în viață. De ce nu vă cunosc mai mulți oameni? Ei, acum nu asta este scopul, să te cunoască cât mai mulți oameni. Eu am făcut lucrurile acestea, mă bucur că unii compatrioți au rezonat cu tot ceea ce am făcut. Wow. Este cetățean de onoare al Petroșanului, este cetățean de onoare al județului, este, a primit Steaua României în grad de cavaler, adică sunt niște chestii, dar sunt simbolice toate lucrurile astea. Domnule Avramiancu, cu toată stima și tot respectul pentru ce ați obținut dumneavoastră și pentru exemplul pe care îl oferiți, Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.